cine este Apartament 6? E bine, este un grup artistic din Iași, care este format din 5 artiști și care, iată, de data aceasta ne prezintă expoziția numită Etajul 1. Alături de Ruxandra Mărgineanu, Pensie, adică Alexandra Târpescu, Marian Stavarache, Radu Mihai Tănase și Ioana Mihai, iată că s-a creat Etajul 1 și un apartament anume din acest etaj. Fiecare artist și-a ales câte o cameră în care s-a simțit într-un anumit fel la un moment dat. Camerele pentru fiecare dintre noi joacă un rol diferit. Și iată cum spunea și filozoful Gaston Bachelard, un filozof francez, în lucrarea Poetics of Space, lucrurile din jurul nostru creează o anumită poezie. Și această poezie a lucrurilor din jur a remarcat-o și artiștii din Apartament 6. Baia nu a mai fost un loc oarecare, ci baia a devenit un spațiu pentru a te auto-explora pe tine însuți. Bucătăria poate în trecut părea un spațiu care să fie doar cel al sarcinilor. Ei bine, Ruxandra Mărgineanu a trecut mai departe de ea și a ajuns chiar și în boxă, locul unde, de fapt, a reevaluat tradițiile pe care le avea de generație în generație în familie. Ioana Mihai a creat o fereastră către dormitorul ei. Și anume, iată că cerșafurile le avem acum pe perete și ceea ce este proiectat pe cerșafuri, de fapt, sunt notițele ei reale, chiar aproape am putea spune o părticică din jurnalul său intim. Notițele acestea ale Ioanei de multe ori reprezintă sursa ei de creație și și-a dat seama că patul, spațiul acesta în care ești doar tu cu tine, a devenit conectat cu tehnologia și conectat cu telefonul aproape în permanență. Marian Stavarache ne propune să intrăm în camera sa, și la propriu și la figurat. Și avem o versiune digitală a unei camere din anii 2005-2007 și chiar și cu niște emisiuni TV pe un televizor care difuzează exact ceea ce era în acea perioadă. Alexandra Târpescu a explorat varianta ludică a copilăriei ei și sursa de inspirație pentru ea au fost niște cărți de joc care acum au fost încapsulate și la propriu și la figurat într-un black box pe care îl puteți vedea aici în galerie.